Fiți alături de noi și noaptea electorală. Redacția programului în limba română va transmite știri electorale la orele 22, respectiv 23 și 15 minute, pe programul 2 al televiziunii Voivodinei. Bună seara, stimați telespectatori! Imediat la început vă supunem atenției cele mai importante titluri. La miezul nopții a început tăcerea electorală care va dura până duminică la ora 20. Toate subvențiile restante din anul precedent vor fi achitate astăzi, a declarat la BC ministrul agriculturii Dragan Glamocici. După aproape o săptămână de la dispariție, misterul continuă să învăluie zborul avionului pe relația Kuala Lumpur-Beijing cu 239 de persoane la bord. Mâine, vremea se va menține însorită și foarte caldă, comunică meteorologii. Tăcerea electorală în preajma alegerilor parlamentare extraordinare în țara noastră a început la miezul nopții și va dura până la închiderea secțiilor de votare, duminică 16 martie la ora 20. În această perioadă, mediilor electronice le este interzis să propage în orice mod listele electorale, candidații ori partidele care participă la alegeri, iar presei scrise este interzisă publicarea listelor și a insemnelor partidelor. Partidelor politice le este interzisă propaganda electorală în mass media electronică și scrisă, organizarea mitingurilor, trimiterea de SMS-uri alegătorilor și plasarea materialului electoral la o distanță mai mică de 50 de metri de secția de votare. Directorul executiv al Agenției Republicane de Radiodifuziune, Dragan Lukić, a apreciat astăzi că în mass media electronică campania electorală de anul acesta a fost mai modestă și mai corectă decât cea din anul 2012. La toate televiziunile naționale, inclusiv la Serviciul Public Provincial, în anul 2012, în acest sens, au fost transmise 5600 de clipuri video, iar acum doar 3200, a accentuat Lukić. După cum a spus directorul ARR, în campania electorală, temele pe care s-au bazat partidele politice și grupurile de cetățeni au fost investițiile, deschiderea de noi locuri de muncă, politica economică și socială, infrastructura energetică și dezvoltarea. Ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, Sheikhul Abdullah bin Zayed al Nahyan, s-a întâlnit astăzi la Belgrad cu cele mai înalte oficialități ale Serbiei. Cu această ocazie, oaspetele arab a semnat cu omologul său sârb Ivan Mrkić acordurile de anulare a vizelor pentru cetățenii cu documente diplomatice despre circulația aeriană și alcătuirea unei comisii mixte de colaborare. Toate subvențiile restante din anul precedent vor fi achitate astăzi, a declarat la BC ministrul agriculturii Dragan Glamocici. La întâlnirea cu producătorii agricoli din această comună, Glamocici a anunțat că la ședința de astăzi a guvernului urma să fie adoptată o hotărâre privind acordarea de credite agricultorilor în valoare totală de 9 miliarde euro. După cum a explicat Glamocici, creditul va fi acordat pe o perioadă de 3 ani cu o dobândă între 4 și 6%. Pentru fiecare bovină cumpărată cu acest credit, statul va plăti asigurarea animalului, a încheiat ministrul Glamocici. Școala din Ecica este în momentul de față un șantier mare. Se lucrează la sala de educație fizică, care va fi terminată și dotată cu toate cele necesare până la finele lunii august. Elevii școlii generale Dr. Alexander Sabovlev din Ecica vor beneficia de o nouă sală de educație fizică în noul an școlar, la care lucrările sunt întoi. Directorul școlii și-a exprimat satisfacția pentru materializarea acestui obiectiv pe care elevii și cadrele didactice și l-au dorit de mult și l-au așteptat ani de zile. Deci la începutul noului an școlar trebuie să intre copiii, elevii în noua sală de educație fizică sau mai bine zis mini-hală, căci este ceva mai mult decât o sală de educație fizică, fiindcă are și 160 de 170 de
de locuri, de pentru public și pot încape și roată și mai mulți, așa că este o sală de 1200 de metri pătrați. Am început să lucru aici înainte de 2 luni și mă bucur că elevii mei capete sală modernă de educație fizică și de sport. Chiar să ia că strațin și tăci mi-a mătă nouă viscultură în sală, ia că ți igră în stălni no ovde, vedem că cu radu-i napredu eu. Sper că din 1 septembrie o să înceapă nouă eră la noi Nechka. Ziua de 1 septembrie, când noua sală va fi dată în funcțiune, se va înscrie în analele școlii generale din această localitate. Astăzi, la Novi Sad, s-au marcat 80 de ani de la nașterea poetului Miroslav Mica Andrici. Vremea frumoasă de primăvară a fost mai mult decât prielnică pentru evenimentul care a avut loc astăzi în Parcul Dunării din Novi Sad, unde la bustul renumitului poet sârb Miroslav Mica Antić au fost depuse flori și a fost organizat un recital omagial. O delegație a Comitetului de Coordonare al Societăților de Limbă, Literatură și Cultură ale Comunităților Naționale din Voivodina, în frunte cu președintele Lucian Marina, s-au prezentat la memorialul Mica Antić cu un florilegiu, la propriu și la figurat, cu gerbe de flori, trandafiri, brândușe și cu poeme adevărate nestemate. În cinste renumitului poet, ziarist, traducător, pictor și regizor, au citit poeme în limba sârbă mai mulți concitadini în limbile rutiană, română, croată. Am spune că doar elevii prezenți la reuniune au fost puțin surprinși de acest recital poetic multilingv și au aplaudat la fel ca și publicul care, inopinat, s-a oprit de la plimbările prin parc și a participat cu mare interes la acest eveniment omagial consacrat boemului Miroslav Mica Antić, născut la 14 martie 1932 la Mocrin și care a trecut în eternitate în anul 1986 la Novi Sad, în orașul în care s-a manifestat ca mare creator pe multiple planuri. Ca și în fiecare vineri, răsfoim cel mai nou număr al săptămânalului Libertatea. Comunitățile istorice nu trebuie pierdute, transmite George Subu în articolul despre Forumul Jurnaliștilor din Comunitățile Românești Istorice, care a avut loc recent la Timișoara. La Voivodina amintim articolul Importanța luptei pentru drepturile femeilor. La cultură revenim cu rubrica Cronica Institutului, cu informații din activitatea Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. Un spațiu aparte este dedicat lansării monografiei Satul Nou Banat, secvențe de viață spirituală, a autorilor Ilie Baba și Valentin Mic, precum și prezentării numărului triplu al revistei Lumina. La sport amintim articolul Karatiștii Petroviceni continuă seria succeselor. Familia este cea mai mare valoare constată din reportajul Casa Românească, Mariana Stratulat, realizată cu familia Sava din Sirif, Elveția. Până vinerea viitoare, să auzim doar de bine! Odată cu venirea primăverii, pentru o mare parte dintre noi începe sezonul alergiilor, mai ales că primăvara ne confruntăm cu polenul. Care sunt simptomele alergiei și cum să vă protejați, aflați în următoarele minute. Cele mai asemănătoare simptome pe care le resimt persoanele alergice la polen implică de obicei simptome respiratorii. Simptomele includ tuse, strănuturi, curgerea nasului, dureri de cap, congestii pulmonare, mâncărimi și ochi înlăcrimați. În afară de administrarea cu regularitate de pilule antihistaminice sau de sirop antihistaminic, există și alte măsuri care, odată luate, pot diminua considerabil simptomele alergiei la polen, indiferent dacă este vorba despre polenul arborilor sau despre polenul ierburilor. În zilele cu vânt trebuie să evitați ieșirea din casă, deoarece există cantități mai mari de polen în aer. Nu uscați hainele afară, deoarece polenul se prinde de ele. Nu lăsați ferestrele dormitorului deschise, mai ales dimineața și seara, deoarece polenul pătrunde în cameră și se depune pe lenjeria patului și pe alte obiecte, cauzând probleme în timpul nopții.
Mâine vremea se va menține însorită și foarte caldă, comunică meteorologii. Deja în orele după amiezii în Voivodina, în cursul nopții și în restul teritoriului, sunt posibile norări mai accentuate și precipitații însoțite de intensificări ale vântului. Duminică vremea se va menține închisă cu precipitații, temperaturi în ușoară scădere și intensificări ale vântului. În Voivodina, cerul se va degaja deja luni, vremea devenind din nou însorită, cu maxime atingând 14 grade Celsius. Stimați telespectatori, aici punem punct telejurnalului de astăzi. Fiți alături de noi și mâine la aceeași oră. În numele echipei de serviciu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere!